De vină pentru starea de nervozitate a prefectului este corpul de control al MAI, care i-a cerut anumite situații pe care nu le-a avut, deoarece nu le-a primit de la șefii de concentratelor. Dar în momentul când a venit corpul de control al Ministrului Administrației și Internelor, ne-a pus în vedere că trebuie să facem și acest lucru conform legii. Vă rog să prezentați aceste documente spre instituția pe care o coordonați și să primiți avizul consultativ de aceste lucruri. Altă chestiune care deranjează foarte tare și vă spun că nici eu n-am niciun chef să o fac pentru că este muncă în plus și să stăm puțin și avem o grămadă de treabă. Acțiunea de control a corpului de control al prefectului, care deranjează o grămadă de lume și atunci când vine, vezi, Doamne, vine pentru că trebuie să taie capete. Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj, Inspectoratul Școlar și Oficiul pentru Protecția Consumatorilor sunt doar câteva dintre instituțiile care vor fi verificate de către corpul de control al prefectului în prima parte a acestui an. Șefii acestor instituții au rămas surprinși de mesajul prefectului Liviu Andrei. Noi suntem deschiși oricărui control și considerăm că ne-am făcut datoria. Nu avem de ce să ne fie teamă, noi aplicăm legea, ne facem datoria, întotdeauna orice control este binevenit, eventual dacă mai sunt ceva disfuncționalități se pot rezolva. Domnul prefect a spus că v-a liniștit așa puțin, a spus că nu taie capete formul de control. Nu, nu ne este teamă de controle.